Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. În următoarele 45 de minute vă invit să participați alături de noi la o discuție axată pe ultimele evenimente ce au avut loc în țara noastră. Mă refer aici la reținerea ex-guvernatorului Băncii Naționale, Leonid Talmaci, despre acuzațiile care îi se aduc și în același timp dacă asemenea acțiuni vin să ridice nivelul de credibilitate a justiției din Republica Moldova. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit. Da. Și Nicolae Pascaru, președintele Asociației Voievod. Bună seara și bine ați venit, domnule Pascaru. Bună seara. Domnule Ungureanu, haideți pentru început să explicăm pe înțelesul tuturor telespectatorilor care sunt principalele acuzații care le se aduc ex-guvernatorului Talmaci și să vedem în ce măsură această schemă despre care se tot vorbește în ultimele 2-3 zile a reușit să scoată din țara noastră o sumă destul de impunătoare. Deci se vorbește despre o schemă care are foarte multe necunoscute, încă la moment nu au fost publicate sau date publicității, așa numită, deci toată afacerea cum a avut loc. Ceea ce îi se incriminează domnului Talmaci este că a participat în cadrul acestei scheme, a delapidat o oarecare sumă de bani, deci despre volumul acestei sume de bani, mărimea acesteia, sunt mai multe versiuni, însă și procuratura are diferite versiuni. Deci la început în presă s-a pus o sumă, apoi o altă sumă. Deci la început se considera că s-a prejudiciat doar o anumită asociație obștească, acum se spune că s-a prejudiciat însă și chiar și Republica Moldova prin aceste acțiuni ale domnului Talmaci. Ceea ce este straniu aici în acest caz este că despre această acțiune sau aceste acțiuni care îi se incriminează, s-a început cercetarea penală, cercetarea s-a început încă din, dacă nu greșesc, 6 luni în urmă. Mai bine, chiar mai demult. Iar reținerea lui a avut loc iar exact acum 2 zile, deci aici este foarte straniu și foarte, așa spunem, pe neînțeles. Și un alt lucru care este foarte straniu este că nici nu este domnul Talmaci figura principală în acestei scheme. Este o laterală, figură tangențială care doar a avut posibilitatea să vadă careva informații și nu sunt cunoscute datele dacă chiar a operat, chiar a realizat aceste mișcări de capital care până la urmă îi se incriminează ca fiind criminale. Deci lucrurile sunt de o natură foarte dubioasă, în special trezește dubii modalitatea în care s-a petrecut și timpul în care s-a realizat acest. În niciun caz aceasta nu vine să ridice oarecum credibilitatea sistemului nostru judecătoresc sau a Procuraturii Republicii Moldova. Dar despre aceasta vom mai discuta pe parcursul emisiunii. Domnule Pascaru, cum poate fi catalogată această reținere? În părerea mea este o presiune politică, pentru că să nu uităm când a fost arestat domnul Leonid Talmaci, anume după acest for economic care a fost organizat de președintele țării. Noi știm în care este situație de critică dură președinția, guvernul și parlamentul, liderii a partidelor politice și noi putem chiar să vedem anume dintre acest arest ca o presiune asupra președinției, pentru că președintele statului în ultima perioadă de timp foarte mai cu ambiții și mai intențios se implică în problemele economice ale statului și asta este un lucru foarte bun din numele președintelui. Mai departe, să vedem cine este Leonid Talmaci în istoria Republicii Moldova. Este un om care a condus tot sistemul bancar din țară și să nu uităm pe timpul lui Leonid Talmaci ca guvernator, acest sistem era stabil, care a trecut 3 crize financiare, dure, internaționale. Acest om a putut să menții puterea leului în perioada când a activat. Este un bun conservator. Cât a făcut serviciu, a avut acest serviciu cu diferite guverne, a putut găsi un numitor comun. Adică reputația lui este o reputație bună. Noi, Chișinău nu este așa de mare. Noi cunoaștem în mare parte, practic, fiecare cinovnic care este și la primărie, și la guvern, și la parlament, și sunt foarte multe discuții pe baza la integritatea lor. Da? Dar anume Leonid Talmaci, noi cunoaștem despre el anume numai lucruri bune. Datoria
Datoria guvernului probabil era când a plecat din funcțiile unui tălmaci să-l implice mai departe ori ca un consultant, dar să-l iei mai departe la acest serviciu de stat ca să fie folositor mai departe, să nu plece el în niște bănci private. Domnule Pascaro, atunci când vorbim de Leonid Talmaci, are sau nu tangență cu furtul miliardului? Cum este văzut în prisma unui politolog și unui cetățean? O întrebare foarte la temă. Vă rog. Trebuie să fie arestat Drăguțanu. Unde e Drăguțanu? De dânsul nu se aude. Pe perioada lui Drăguțanu, nepotul lui Mihai Ghimpu, s-au distrus 3 bănci, s-au furat 1 miliard. Asta e cea mai gravă problemă. Omul ăsta trebuie de pus la 15 suși, nu Leonid Talmaci să fie internat în reanimare. Poate omul nici în... Poate el a participat, am în vedere, la proces într acest proces economic a Republicii Moldova, dar eu nu cred că el este implicat, pentru că cu plecarea lui Leonid Talmaci ca guvernator la Banca Națională, în Republica Moldova s-a început acest haos, s-a început această joacă speculativă între dolar, leu, euro, a decăzut leu așa de tare. Pe perioada Partidului Comunist, când era la guvernare, noi nu am avut așa experimente. Pentru că uitați-vă, acum cât valorează un dolar sau un euro. De fapt, aceasta noi pierdem toți cetățenii din Republica Moldova. Pentru că pentru acestea machinații, da? Pentru acestea jongleri a politicienilor, banii se fură din buznari fără de a băga mâna în buznari. Înțelegeți? Astea sunt niște combinații că omul simplu nu înțelege. Înainte pensionarul de pensia lui minimă cât era, putea să-și cumpere pâine, putea să-și plătească niște comunale, niște servicii acolo, medicale. Dar acum este problemă, pentru că nu se ajunge elementar de alimente, s-au ridicat prețurile, s-au devalorizat leu. Și asta este foarte mare problemă. Și problema este actuala guvernare, inclusiv specialistul acela de Drăguțanu, care acum nimeni n-al atinge. Practic are, eu cred că are un, cum zice Mihai Ghimpu, are o apărare de asta, beton, până la dânsul în cunoaște. Eu cred că următoarele guvernări o să-l găsească. Atunci când vorbim despre Leonid Talmaci, dacă nu mă înșeală memoria, 94-2011 s-a aflat în fața sau în fruntea Băncii Naționale. Haideți poate să explicăm iarăși telespectatorilor noștri care este misiunea unui guvernator în Republica Moldova și în ce măsură implicarea dânsului în dilapidarea acestei date a Biroului Național de Asigurări de Autovehicule pot fi oarecum luate în considerație atunci când vorbim despre o potențială arestare și condamnare. Domnul Leonid Talmaci este în sistemul bancar încă înainte de această dată, chiar în sistemul Băncii Naționale a Republicii Moldova. El a fost cel care a pus bazele acestui sistem, leul, a pus bazele leului. Și dacă să ne aducem aminte, în anii 94-95, leul moldovenesc era considerat una dintre valutele cele mai stabile în tot spațiul ex-sovietic, în spațiul CSI. Deci aceasta a fost recunoscut chiar de revistele internaționale, de Forbes. Deci lucrurile astea erau recunoscute la plan, pe plan internațional. Rolul unui guvernator al Băncii Naționale este de a menține stabilitatea acestui sistem, de a crea acest cadru economic, cadru legislativ, juridic, în care băncile să lucreze cinstit, să funcționeze conform unor reguli de piață, să nu creeze aceste disbalansuri despre care s-a vorbit, în care să se joace, facă jocuri speculative cu valuta națională, cu valutele străine, deci și să observe dacă nu sunt anumite mișcări sau fraudări serioase de bani. Deci iarăși Banca Națională are aceste mecanisme, aceste instrumente au fost puse la punct foarte bine pe vremea domnului Talmaci. Acum, ce s-a întâmplat? Deci când am înțeles, când am auzit că a fost arestat un fost guvernator al Băncii Naționale, primul gând care mi-a venit în cap este că a fost arestat însă și domnul Drăguțan, care pe vremea căruia s-au petrecut aceste fraude de milioane și așa mai departe. Iată că nu. A fost arestat domnul Talmaci și cred că aici există și un subtext, așa să spunem, strategic. Cei care acum l-au arestat domnul Talmaci vor ca să elimine, cred că, pe o figură foarte importantă care știe cum este făcut acest sistem, știe cum acest sistem trebuia să acționeze în acest caz al miliardului delapidat și să-l reducă la tăcere.
trebuie cel puțin redus la tăcere sau trebuie speriat astfel încât ca să se facă un anumit troc cu el, ca să nu spună anumite lucruri care trebuie spuse. Și domnul Talmaci, fiind o figură foarte liniștită, nu a ieșit până acum la rampă sau nici nu s-a manifestat în acest scandal, dar iată că acum vor încerca să fabrice anumite probe în dosar, vor încerca să-i insinueze anumite lucruri ca să nu dezvăluie aceste scheme, pentru că mai există încă o versiune care organele de forță o țin foarte în secret, dar că domnul Leonid Talmaci se impune acum foarte insistent în schimbul libertății ca să dea mărturii contra lui Vyacheslav Platon. Știm cine este Vyacheslav Platon și acest lucru este convenabil doar unui singur om, acelui care astăzi se spune că deține întreaga Republica Moldova și o conduce împreună cu partiduțul său. Deci, haideți să înțelegem un lucru foarte clar. Pentru sistem este periculos nu cel care stă în opoziție, nu cel care încearcă cumva din afară să-i. Pentru sistemul ăsta care este creat de păpușari, este periculos acei care au lucrat cu ei. Deci Platon este unul dintre oamenii periculoși, de aceea se face așa un scamatorie de judecată, care nici judecată nu o putem spune, și acum se caută alți oameni pentru a-i se închide gura poate mai tare. Și atât prin domnul Talmaci a nimerit și el sub această lovitură. Domnule Pascaru, nu vi se pare straniu că asemenea arestări au loc vinerea după amiază? Spare straniu, dar iarăși pe actuală teritoria Republicii Moldova noi mai avem experiență când mergea mașina cu înscripția hleb, pâine și încă vă dă o estrânge câte unul și îi duceau și troica sovietică, îi mai împușcau câte unul. Și inclusiv și pe ocupația românească tot era situație de astea. Din păcate, noi suntem într-un stat democratic. Lucrurile trebuie să întâmple puțin mai altfel. Trebuie să fie care în mare parte dezvoltarea firească. Transparență. Noi nu, oamenii simpli nu cunosc ce se întâmplă în Republica Moldova și este o problemă. Este o problemă foarte gravă, pentru că într-adevăr statul se departează foarte mult de cetățeanul simplu și în mare parte este dus în eroare. Pentru că în momentul când o democrație adevărată, ce înseamnă? Atunci când cetățeanul la alegerile care sunt în, iarăși parlamentare locale, el știe pe cine alege și cunoaște toate lucrurile care se fac între acest stat. Și este important ca noi să cunoaștem, inclusiv acelea procese care sunt mari cu Platon, ce s-a întâmplat, care este rezultatul, procesul cu Filat. Noi trebuie să cunoaștem cetățenii simpli câți bani s-au întors înapoi din furtul miliardului. Noi până acum nu cunoaștem lista la oameni cei care au luat creditele și nu le-au întors înapoi. Așa adică, numitele credite neperformante. Da, dar astea sunt niște lucruri că o guvernare transparentă trebuie să arăte poporului său. Pentru că azi noi la acest briefing de presă, da, care l-a avut președintele Partidului Democrat, s-au povestit mult de sancționarea a oamenilor simpli, a politicienilor, da, retrași de acest sistem electoral care va fi pe viitor, da? Care ei vor mix să schimbe. Sau da. Adică domnul Plohotniuc propunea acest sistem unde policianul poate fi sancționat, dar domnul Plohotniuc trebuie să înțeleagă niște lucruri că în Republica Moldova sunt niște situații și mai grave care oamenii simpli vrea să le cunoască. Că de fapt noi facem parte dintr-o țară unde sunt foarte multe lume care vor să vadă unde pleacă acest tren sau unde pleacă această corabie Republica Moldova. Cam pe unde noi suntem? Cam ce se întâmplă cu țara asta? Cam este viitorul Republica Moldova? Că din mare parte este o problemă, țara este depopulată. Foarte multă lume pleacă. Pleacă și anume pleacă dintre această lipsă de încredere în guvernare, pleacă din lipsă de nădejde în ziua de mâine. Pentru că uitați-vă, elementar, acum se mărește aceste asigurări medicale. Un pensionar simplu care are pensia de 900 de lei, da? Elementar, cum omul ăla poate, care a lucrat toată viața, 60 de ani, cum poate să-și plătească serviciile comunale, să mănânce ceva, să cumpere producte,
și încă se trateze, că noi știm că după 50 de ani, după 60 de ani, oamenii au nevoie de un tratament oricare. Și noi, uitați-vă, în condițiile astea, noi prefacem Republica Moldova într-un lagăr de concentrare, într-un ghetto, unde oamenii suferă și asta este foarte mare problemă. Policienii trebuie să vie cu ridicarea salariilor, cu inițiative, nu cu schimbarea acestor sisteme electorale, dar trebuie sistemul să vii electoral cu... schimbă pentru că vor să se mențină la guvernare. Vor să se mențină, dar să se ridice și pensiile, să ridice și lefele, să dea locuri de lucru. Asta pe al deranjează pe omul simplu care este. Dar în mare parte eu cred că de acolo de sus ei văd alt lucru și ei sunt în niște iluzii așa mari. Și este păcat că nu cunosc lucrurile care îl sunt un cetățean simplu. Asta este o problemă mare. Domnule Pascaru, domnule Ungureanu, haideți să încercăm să facem legătura telefonic cu Vitalie Nagacevski, avocatul domnului Talmaci, pentru ca să ne spună care este starea de lucruri la moment, care sunt acuzațiile care îi se aduc și să aflăm mai multe informații chiar de la primă sursă raportată la acest caz. Alo, bună seara! Bună! Domnule Nagacevski, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Discutăm astăzi despre cazul domnului Talmaci. Vreau să vă întreb, care este starea de lucruri raportată la acest caz? Cum se simte domnul Talmaci și care sunt acuzațiile care îi se aduc? Nu, în ceea ce privește cum se simte, dumnealui până acum se află cu părere de rău în secție de reanimare a spitalului de urgență. De ce pot să concluzionez? Că încă nu se simte prea bine. În ceea ce privește acuzațiile care îi se aduc, sunt acuzații care figurează în mandatul de arestare care a fost făcut public, nu știu de ce, dar în care sunt descrise foarte clar toate acuzațiile care îi se impută domnului Talmaci. Atunci când vorbim despre acest caz, se spunea că el s-a documentat o perioadă relativ lungă, chiar din anul 2015. De ce această reținere acum și încercam în studio să găsim și o explicație a întrebării de ce de regulă asemenea arestări au loc vinerea după amiază? Nu vi s-a părut suspect? Da, eu cunosc despre reținerele de vinerea și după masă. Nu vreau să încerc să speculez, să spun că într-adevăr s-a încercat anume așa, dar aparent există anumite circunstanțe care ar putea să ne permită să discutăm despre vinerea neagră. Într-adevăr, cazul sau urmărirea penală a fost pornită încă în 2015, acum o să împlinească 2 ani, dar au pornit să investigheze mai intensiv abia acum. Se vede că și s-a ajuns la arestarea domnului Talmaci peste 2 ani, practic după pornirea urmăririi penale. Domnule Nagacevski, acest caz considerați că este unul politic? Știți, eu practic sunt sigur că nu este vorba despre un caz politic, e vorba de o banală, dacă se poate de spus așa, urmărire penală care se referă la anumite parte care aparent conțin elementele unor infracțiuni prevăzute de codul penal. Domnule Nagacevski, noi vă mulțumim pentru aceste afirmații, vă urăm o seară bună în continuare. Domnilor invitați, revenim la discuție, vă rog să vă pronunțați. Domnul Ungureanu. Este foarte bine că domnul avocat a putut să ne spună careva detalii. Este mai bine totuși decât în cazul lui Filat sau în cazul lui Platon, care vedem că este o încălcare totală. Dar observăm că justiția noastră este una foarte selectivă. Pentru anumiți indivizi, pentru anumiți oameni, ea este foarte delasativă, deci oamenii aceștia își fac ce vor. Deci, spre exemplu, să ne uităm anumiți oameni care au câte zeci de dosare, deci nu li se întâmplă nimic, chiar și același Drăguțanu care iarăși a participat, iar un fost ministru de economie a fost amendat cu 100.000 de lei pentru această fraudă care nici nu se compară acel miliard de dolari delapidat cu acele 100.000 de lei care au fost amendat. Deci este foarte selectivă această justiție și oamenii care nu sunt comozi sistemului nimeresc numai decât în anumite probleme. E un caz politic?
După părerea mea, eu consider că este un caz politic și este un caz care ne dă foarte mult de gândit și trebuie să vedem cum trebuie mai departe să supraviețuim în aceste noi realități. Domnule Pascaru, aspect principiul politic e la mijloc? Eu cred că da. Principiul unui partid politic a politicienilor este lupta pentru politică, lupta pentru putere. Pentru Republica Moldova, un nou război politic poate fi o tragedie. Cea mai mare greșeală poate să fie acum de către politicienii noștri și anume această luptă dintre Partidul Democrat, guvernare și președinție. Pentru că această luptă nu va da bine Republicii Moldova absolut deloc. S-au acumulat foarte multe probleme în decursul acestor ani cât a fost alianța la guvernare. Foarte multe probleme. În mare parte, acest război politic care s-a dus din 2009 până în anul acesta a adus multe pierderi pentru țară. S-au distrus sistemul bancar, s-au închis foarte multe locuri de lucru, lumea a plecat peste hotare, se pierde speranța în ziua de mâine. Vedem în mare parte declarații politice, vedem niște utopii, niște realizări zero. Vedem, domnule Pascaru, jumate din deputația Parlamentului Republicii Moldova care tac. Războiul politic poate duce la unul civil? Eu cred că noi nu vom ajunge la această situație pentru că noi am trecut de acum un război civil în 92. Asta este o mare problemă. Războiul politic poate să aducă la o dezbatere a politicului de ceea ce este important în Republica Moldova. Pentru că pe arena internațională acum se hotărăște foarte multe probleme majore. Noi vedem schimbarea politicii Statelor Unite, vedem schimbările acestea care sunt Ucraina, Rusia, relațiile între Uniunea Europeană și noi acum avem nevoie de o concentrație foarte serioasă, fără războaie politici. Și eu cred că acestea mărânțușuri care sunt, da, care sistem va fi, astea sunt niște lucruri puțin importante. Politicul trebuie să strezească fiecare om politic, om de stat și să lucreze în folosul simplu cetățean. Pentru că cetățeanul simplu suferă. Acela care stă la pământ, simplu țăran, pensionar și mai ales păturile sociale, oamenii vulnerabili. Ei nu au de unde să-i ajute, pentru că, uitați, la noi pensia nu este elementar cum este în Uniunea Europeană, România sau elementar ca în Rusia. Prețurile cresc și noi iarăși ne transformăm într-un ghetto, mai rău ca în Rusia și mai rău ca în Europa. Și, de fapt, se primește aici o gaură neagră unde lumea se chinuie și supraviețuiesc cumva. Și dacă să fie așa situația, noi să rămânem ca în partea stângă a Nistrului. 100 sau 200 de mii, restul tăți să fugă din țara asta. Domnule Ungureanu, fisurile din sistemul bancar al Republicii Moldova se încearcă a fi puse pe seama domnului Talmaci? Acum, pentru că ni se spunea că a fost, prin acțiunile dânsului, afectate cel puțin vreo 3 bănci. Acum se va încerca în mod sigur ca să se pună toate vinele, toate păcatele pe seama domnului Talmaci, cum că, iată, din activitatea lui, eu nu știu cum, din 2009 până acum, aceste fisuri au putut fi, sau, deci, lucrurile astea, deci, vor încerca niște chestii, niște scamatorii, niște insinuări care sunt foarte bine pe placul acestei guvernări, pentru că vedem foarte bine că justiția este una selectivă. Acel sistem care este astăzi creat, și aici un pic nu voi fi de acord cu domnul Pascaru, că nu contează ce fel de sistem, foarte mult contează, pentru că acum, prin încercarea de a schimba acest sistem, se încearcă să se mențină aceeași guvernare, aceeași clică mafiotă, să se mențină la putere, pentru că acum au loc schimbări la nivel geopolitic foarte mari și prin cineva nu atrage atenția acum la Republica Moldova, la micii dictatori locali care se creează aici. Deci, pe suparavanul acesta, deci se încearcă acum acești mici dictatori locali încearcă să-și mențină puterea lor. Deci, acum avem o situație în care în țară poliția nu este inactivă, procuratura a devenit un pion în mâna acestui păpușar. La primăria Chișinăului sunt anumiți idioți utili care fac de asemenea jocul acestui an. Deci, lucrurile parcă merg foarte bine
în direcția cum se vrea. Societatea civilă nu reacționează sau practic este moartă. Și atât lucrurile acestea trebuie schimbate. Poate cineva se crede ca un Tarihos al Panamei sau cineva se crede ca un Musharraf din Pakistan, dar omul acesta nu va ajunge nici cât jumate din acești oameni, din acești lideri. Să ne uităm chiar și Augusto Pinochet, care a ajuns om mare, dar el a făcut tot, era gata să moară pentru țara lui. Deci la noi, în Moldova, noi nu avem asemenea exemple. Deci nici cât de mult nu s-ar strădui acest om să încerce să schimbe cumva țara, nu va ajunge așa. Deci noi trebuie să înțelegem că nu avem elită politică, nu avem o elită politică și, din păcate... Când o vom avea? Avem 25 de ani de independență. Păi, acest lucru trebuie să ne întrebăm pe noi cum am educat noi această elită politică și uneori trebuie să avem această cultură de a, politică de a vota cum trebuie, de a înțelege lucrurile, pentru că chiar și atunci când nu ești de acord cu anumite opinii, nu se trece la anumite mijloace murdare, de închiderea omului, de lipsirea tuturor drepturilor, chiar și dacă nu... Deci să vedem chiar cazul Filat, care a fost unul dintre exponenții puterii, a fost unul dintre... a ajuns acum în cel mai rău hal. Deci un sistem care este foarte instabil, condus de un om poate probabil dement, pentru că de la o are anumite fisuri, așa spune, că merge de la o extremă la alta. Deci lucrurile stau foarte și foarte prost, anume noi cetățenii trebuie să ne ridicăm. Și poate într-o zi, dacă nu se vor rezolva lucrurile de la sine, se va ajunge și la un conflict armat. Mie îmi pare foarte rău, dar o altă soluție nu va fi decât, pentru că o guvernare mafiotă și o guvernare, așa spunem, criminală, nu pleacă de bună voie niciodată. Deci asta să fie clar tuturor. Ei vor pleca numai în urma unui conflict armat, dacă așa se va continua. Iar acest conflict armat tot ei îl vor provoca. Nu vor provoca noi și nu vom spune că iată eu, pentru că eu am spus așa ceva. Deci lucrurile ei le provoacă. Domnule Pascaru, economia este la pământ în Republica Moldova pentru că o controlează politicul? Eu cred că noi nu suntem la pământ absolut, pentru că mai este o speranță, da? Și noi vedem acele încercări care face președintele, inclusiv cu forul acesta economic, da, cu reanimarea, ceea ce avem cât de cât economie. Mă scuzați că vă întrerup. Credeți în lucruri întâmplătoare în politică? În dimineața zilei domnul Talmaci participa la acest forum? Absolut nu cred. Ca după amiază să fie arestat? Absolut nu cred. Absolut nu cred în aceste lucruri, că într-o perioadă de tranziție în Republica Moldova poți să-i arestezi pe toți care stau sau au o afacere cât de cât, pentru că nu sunt niște legi atât de stabile, fixe, sunt niște lucruri neînțelese. Și sunt clar că se fac unele greșeli în diferite sisteme. Și că noi nu suntem în Germania, unde tradițiile, de exemplu, a democrației sau tradițiile care sunt în această societate sunt de sute și sute de ani. Da? Noi acum suntem, cum am spus odată, scăpați din junglă, din grădina zoologică în junglă și noi încercăm să mimăm, să facem sau să creștem businessmeni sau să creștem polițieni și este o problemă. Noi învățăm din mers. Eu nu cred că să fie un coincidenț că a fost arestat domnul Talmaci anume după această ședință care eu totuși cred că undeva este început acest război politic și regret că va merge mai departe acest război pentru că va suferi poate nu atâta politicieni, da, sau oamenii care sunt în forță, dar vor suferi oamenii simpli. Cel mai interesant mult se scrie în zilele acestea pe rețelele de socializare, da. Și am citit la domnul Sturza, ex-prim-ministru, da, care a fost. Da, vreau să fac și eu referire, vă rog. Da, și el drept spune că în mare parte generalii care sunt duși la pensie, oamenii care sunt profesioniști în sistem atât mult timp, ei trebuie să servească sistemului, adică guvernarea, puterea, elita politică care propune să fie elită politică, trebuie să menții acești oameni ca ei să deservească acest sistem de stat. Pentru că noi în Republica Moldova nu avem cultul profesionismului, da? Noi nu avem atâția mulți profesionali. Și greșeala polițienilor este că nu implică tinerii care sunt plecați după hotare, nu implică sau să-i aducă acasă că ei să lucreze în sistem.
Această guvernare și guvernările în mare parte este egoistă și iau nevoie de niște robi care se supun. Dacă tu ești la Partidul Liberal, tu lucrezi în primărie. Prost, dobitoc, idiot, așa cum ești, dacă el prin trânsul poate să-și facă schema asta coruptă, el îl ține acolo. Dacă nu, nu este fidel, este alungat. Și noi vedem 100 de cazuri. Câți au fost arestați din primăria Chișinău, da? Secretari, juriști, anume prin toate acest sistem corupt care este. Trebuie să aducem tinerii care au învățat, care învață după hotare, care aici învață Republica Moldova, dar sunt onești, da, sunt cinstiți și au ambiții. Și numai printre aceasta putem să salvăm. Domnule Ungureanu, reiterez întrebarea adresată către domnul Pascaru. Economia este așa cum este pentru că e la cheremul politicului? În primul rând, da. Deci politicul trebuie să fie cel care să creeze un cadru normal, un cadru instituțional în care economia se simte bine, în care economia se dezvolte. Un cadru legislativ în care să nu fie nevoit întreprinderile mici și mijlocii să supraviețuiască de la zi la zi și să-și dea salariile în plic. Noi astăzi luptăm cu niște fenomene care ni se spun că sunt foarte negative pentru economie, când se dau salarii în plic, se ascund anumite venituri. Dar de ce se întâmplă acest lucru? De ce să le dăm în cap, mă scuzați, iarăși acestor întreprinderi mici, dacă ele abia supraviețuiesc? De ce să nu se facă un cadru legislativ normal ca nu atunci când vrei să plătești un om salariu de 1000 de lei și astăzi ca ofertant de lucru trebuie să plătești în buget încă 580 de lei. Deci cine își poate permite? Deci noi suntem ca țară, cred că unica, așa ca exemplu și în CSI, și în spațiu CSI și în spațiu Uniunii Europene. Deci nicăieri nu mai este așa. Deci politicul se implică foarte mult în economic, iar acolo unde sunt anumite nișe care aduc bani, în mod sigur acolo sunt politicieni. Toate tenderurile care vin acum pe banii din Europa, pe banii străini care ne vin ca ajutor, sunt în cea mai mare parte câștigate de către persoane și companii apropiate puterii. Deci lucrurile acestea trebuie să fie foarte clare și atunci dispare această concurență normală, dispare această concurență între calitate și non-calitate, deci unde să se aleagă, pentru că așa este normal într-o economie și apar aici schemele conform căruia punem astăzi un preț, mâine dăm un alt preț, punem calitate de care vrem și atât, din cauza aceasta avem o economie bolnavă. Economia aceasta bolnavă este și mai mult, așa spunem că îmbolnăvită de un sistem bancar care nu este sănătos, într-un sistem bancar în care sunt posibile aceste delapidări, în care aceste delapidări nu numai că sunt posibile, ele și continuă. Sunt sigur că astăzi o serie întreagă de persoane cheie, și cum a menționat și domnul Pascaru, că sunt o serie întreagă de oameni care au lucrat și au ieșit la pensie, au lucrat în sistemul atât organelor de interne, organelor financiare, ei pur și simplu sunt eliminați acum și sunt aduși oameni care probabil au învățat undeva ceva, dar sunt oameni mai mult loiali de unui partid care este la guvernare. Deci și acești oameni trebuie să doar să facă de la A până la B, doar ce aici li se spune. Deci nimic mai mult, nici să nu gândească. Deci de aceea dispare acest cult al profesionalismului. Și noi nu vom avea profesioniști. Noi la un moment dat, chiar dacă se va schimba lucrurile, noi nu vom avea oameni cu care să schimbăm sistemul din cauza aceasta. Haideți, domnule Pascaru, să aflu de la dumneavoastră. Atunci când vorbim despre acest sistem bancar, ce nu a funcționat aici? Instituțiile statului nu au vrut să se implice? Au existat scheme mult prea bine puse la punct? Interese? Ce a existat? De ce nu ne-am pomenit ca întreaga Europa să vorbească și nu doar despre o țară de lumea a treia în care se fură 1 miliard? În istorie este acea bătălie la Lipnic, când la un moment au năvălit tatarii și Ștefan cel Mare i-a bătut teritoriul public Moldova, acum la Edinez, la Lipnic. Da. Da? Cine erau tatarii? Trășeau Nistru și în mare parte, dintr-o viteză mare, furau. Și furau tot nordul Moldovei. De atâta noi avem cetățile Moldovei vechi, da, pe Nistru. Da. La cetăți era Părcălabu, opriet toate acestea năvăliri. Ei vineau și furau. Furau tot. În mare parte a fost o disciplină la noi, Republica Moldova, perioada comuniștilor Voronin. Da? Vladimir Voronin. Tot respectul față de acest polițian, dar era disciplină. Era păstrat acel spirit încă sovietic. După ce a plecat sau după ce a fost trimis domnul Voronin de la guvernare, da, pe această piață la noi politic, să-i spunem că s-a transformat într-un supermarket Republica Moldova, au început să fure. Știți, au început să fure. Au distrus sistemul bancar, au început să vândă scumpiri pământurile, domnul Filat cu caravela mii de hectare. Da. Au început să vândă interesele Republicii Moldova. Noi avem probleme cu Nistru, cu barajele astea de apă, hidrocentarele care le construiesc ucrainenii, dar acolo o mare parte din teritoriu, din baraje, au fost vândute pe timpul lui Filat.
Ecte patriotul țării. Și bine că el șede acolo, poate să gândească mai mult timp. De atâta că Republica Moldova prioritar are interese. Și aceste interese trebuie și sfânt pentru orice polcean. Regretabil că în mare parte 90% din parlamentari care își rot pantaloni în parlament sunt de la țară. Sunt veniți de la țară și la dânsă și-au pierdut memoria. Sunt mancurți. Ei au uitat cum trăiesc lumea la țară. Ei au uitat de interesul la neamurile lor care sunt acolo de la țară și mor undeva. Poate neamurile lor nu mor de foame. Dar oamenii și ei care au probleme acolo la țară, care au plecat pe la gastrabateri, care la Moscova, care la Europa. Ei memoria au scurtă și asta este mare problemă. Că mare parte, tot această care ei se consideră elită politică, ei nu trebuie să îndrepte unul în față la altul, la războaiele astea interne, dar ei trebuie să concentreze atenția la simpli cetățeni. Domnule Pascaru, trimitem toți politicienii la ora actuală la pensie? Îi trimitem în istorie? Sau ce facem cu ei? Domnul Adam, dacă să luăm situația cinstită, da? Să da. Nu mimăm să o facem aici pe deștept, noi trebuie să-l punem pe leafă pe domnul Vlad Plahotniuc, să-l punem, eu nu știu, ca un țar a Moldovei. Știți, policieni acolo câți bani strâng pe lună de la fiecare? Ei mimează! Ei nu fac politică! Noi vedem ultimele 3 săptămâni la tribună a ieșit Bogdan Țârdea, care s-au expus și are vocații și au spus: oameni buni, pensionare, n-a să ții acestea taxe care voi le faceți medicale. E rău ce se întâmplă, păcat, noi suntem o țară suverană, democrată, independentă, dar noi nu putem să gestionăm situația internă, colectivă, că noi nu suntem presați de jugul acesta otoman sau rusesc sau românesc și mai departe, dar noi nu putem elementar să facem ordine acasă, că la noi moldovenii să trăiască fericit în țara asta. Și nu trebuie tare mult. Și ne-au furat miliardul. Eu nu cred că în rai sau în iad, dar să le trebuiască lor miliardul ăsta. Și ați făcut însă. Domnul Ungureanu. Ei trebuie să-l împartă la fiecare moldovan, să-i împartă, să-i ajute, să trezească țara asta. Domnul Ungureanu, atunci când vorbim despre sistemul bancar, am auzit unele voci care zic că s-a menținut datorită remitenților de peste hotare. E așa sau nu? În ce măsură există acoperire logică pentru această afirmație? În mare parte, în perioada, așa să spunem, începutul anilor 2000 până 2011-2012, așa și era. Deci cea mai mare parte era din remitențele acestea. Și acum tot este, așa să spun, cea mai mare parte, cota leului este din aceste remitențe, dar acestea scad. Dar scad împreună și cu economia. Economia noastră este tot în scădere, au scăzut la mai mulți parametri, deci vedem că aceasta iarăși este o cotă importantă și sistemul bancar se menține numai pe aceasta, pentru că oamenii de peste hotare lucrează, trimit euro, trimit dolari, deci trimit altă valută, valutele forte care mențin Republica Moldova și mențin sistemul financiar valutar într-o stabilitate oarecare. Deci oameni precum domnul Talmaci trebuie menținuți și dacă chiar și nu mai este ca guvernator al Băncii Naționale, pentru că ei se schimbă, este și logic, natural, că odată și odată se schimbe, dar ei trebuie menținuți ca experți, cel puțin. De oameni care poți să-i întrebi ce se întâmplă, cum putem să... Trebuie anumite consultare, dar nu așa cum se întâmplă, iată cum a fost arestat. Și cel mai rău este faptul că acești oameni nimeresc acum la spitalul de urgență, este foarte grav acest lucru. Noi trebuie să vedem cum și de ce moment. Secția reanimare chiar. Chiar în reanimare. Și deci lucrul acesta poate să întâmple fiecăruia din noi. Deci să înțelegem că dacă justiția, cum este una coruptă, nu a înțeles foarte bine care este rolul acelei persoane și s-ar putea ca persoana până la urmă să fie achitată peste jumătate de an sau peste, dar în această jumătate de an s-ar putea să-și șubrezească sănătatea într-atâta încât să nu mai fie posibilă antrenarea ei în anumite activități. În anumite activități. Deci persoana respectivă este eliminată. Deci noi trebuie să fim foarte atenți ce facem. În ceea ce privește cine să conducă Republica Moldova și cine să facă acum ordine în ea, cred că domnul Plahotniuc, care dacă s-a vorbit acum că s-a menționat dumnealui,
nu ar fi în stare, pentru că având în vedere că deja de o bună parte de timp el conduce Republica Moldova, da, vrem noi, nu vrem asta, e, putem să strigăm, putem să, dar având în vedere că au mai fost conducători și în alte țări, precum chiar și același Ceaușescu, dar care a condus cu o mână de fier, dar a făcut din România o țară industrial prosperă, aici rezultatele sunt foarte proaste. Deci sau acesta este un om care a avut doar doi la economie și management, sau este un om care nici nu are interesul să ridice această țară. Cred că se fizică și-a avut Domnule Ungureanu, vreau să rămânem tot în albea aspectelor economice și să vă întreb, atunci când vorbim iată de dezvoltarea pe plan economic a Republicii Moldova, pe ce ar trebui să fie pus accentul? Pentru că vorbim despre o justiție selectivă, vorbim despre câmp investițional precar, vorbim despre alte impedimente care se confruntă de fapt atât investitorii cât și persoanele ce trăiesc în Republica Moldova. Economia unei țări, mai ales unei țări ca Republica Moldova, se ține pe întreprinderile mici și mijlocii, pe producția locală, pe serviciile locale care Republica Moldova ar trebui să le dezvolte, ar trebui să stimuleze cetățenii care să le dezvolte. Iar investițiile mari care vin uneori și vin, spre exemplu, prin construcția anumitor centre comerciale, care vin doar să extragă anumite sume de bani din Republica Moldova și să le ducă peste hotare, prin intermediul concernelor, chiar și dacă spunem că vor vinde produse, produsele acelea tot sunt vândute în cea mai mare parte, fiind aduse de peste hotare, chiar și aceleși produse alimentare. Noi avem situația astăzi când în foarte multe supermarketuri noi practic nu mai găsim produse moldovenești. Produse moldovenești la capitolul carne, la capitolul lactate, la capitolul chiar și unele produse de panificație, chiar și acestea se importă. Deci lucrurile ar trebui să stea cu totul altă. Deci trebuie să protejăm în primul rând producătorul autohton. Noi trebuie să avem acei oameni care sunt interesați să producă și lor să le creăm condiții favorabile economice, să nu le impunem taxe și anumite lucruri care îi împiedică dezvoltarea. Iar după aceasta trebuie să ne gândim și la o economie mai protecționistă, pentru că haideți așa să spunem lucrurilor pe nume. Noi am semnat acest acord de asociere care are unele puncte bune, unele puncte rele, dar trebuie să înțelegem foarte bine că o economie puternică, care este cea a Uniunii Europene, confruntându-se cu o economie slabă, care este cea a Republicii Moldova, care este actualmente Uniunea slabă, deci economia slabă pierde la practic toate capitolele. Noi trebuie să înțelegem acest lucru și să punem anumite mijloace de protecție, cum a făcut-o Polonia, cum a făcut-o și alte țări când s-au integrat, când pentru o anumită perioadă nu au liberalizat anumite segmente. Apoi, peste un timp, peste 10-20 de ani, am început încetul cu încetul. Iar noi ne-am deschis totalmente. Deci este o politică total negândită și probabil aceasta va da încă repercusiuni foarte adânci încă pe viitor. Domnule Pascaru, pe final de emisiune vreau să aflu punctul de vedere al dumneavoastră raportat la scenariile politice, la dezvoltarea economică a țării noastre și la cât de justificate sunt acțiunile atunci când vorbim despre această reformă pe care se vrea a fi mimată în sistemul bancar. Și aici cu riscul de a vă face un pic cam confuz, aș vrea să începem dacă urmează să apară pe banca acuzațiilor și cel pe care l-ați pomenit dumneavoastră azi, Dorin Drăguțan. Haideți să o luăm de la capăt, de la Dorin Drăguțan. Urmează să apară pe masa acuzației. Eu nu cred că chiar ultimul vinovat este Drăguțanu, pentru că el a fost un mecanism în tot această schemă și acolo eu cred că toate acestea fire duc mai departe. Noi trebuie să oprim cu toate acestea reglări de conturi și într-adevăr acum este momentul de oprit războaiele acestea politice, nu sunt bune și eu nici nu văd acei concurenți care poate să lupte și să țină această luptă. Acum este timpul când lumea se schimbă, Europa se schimbă în mare parte, este timpul de a face și de a întări economia. Noi nu avem acum cum erau războaie, da? Și nu poți să-ți întărești economia, că sunt niște războaie, Doamne ferește, da? Sau sunt niște cataclisme naturale, sau sunt... Acum este momentul de a negocia cu toate subiectele acestea internaționale, cu toate țările care sunt, în diferite tratate, inclusiv, cum am spus, cel mai bun tratat este acesta care este mai larg, cu China, cu Federația Rusă, cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite. Noi trebuie să aducem poate nu atâta investiții, dar trebuie să modernizăm țara și să aducem tehnologii. Noi trebuie pe moldovanul și ăla care este undeva la țară să-l învățăm ca să producă, să-i dăm niște condiții, niște tractoare, să-i ajutăm să-i dăm niște credite ieftine ca el poată să-și construiască, înțelegeți? Să nu vindem noi pământul la germani sau la turci sau la arabi și
peste mulți ani copiii noștri să fie robi în propria țară. Domnule Pascaru, dar poate ar fi cazul noi să utilizăm aceeași unitate de măsură atunci când vorbim despre anumite încălcări. Nu zadar întreb despre cazul Talmaci versus Drăguțan. De ce? Într-un caz se utilizează? Dacă se face referință la lege, în alt caz se face că plouă. Din păcate, dacă se atrag atenție la încălcări, păcate, la noi politicienii care au fost acum ultimii 9 ani de zile, trebuie să le fie locul lor lângă Vladimir Filat. Deci e că au scăpat foarte multe greșeli și, într-adevăr, acest miliard el nu singur au dispărut cumva. De la sine. Și noi, eu nu cred că noi a să găsim de grabă unde au plecat banii ăștia. Și în mare parte eu cred că este ineficient situația că chiar să-l căutăm. Prioritatea ar fi pe viitor să creștem sau să ducem sau să începem a construi o generație nouă cu niște viziuni politice și cu un spirit patriotic asupra la tot ce este privire asupra Republicii Moldova. Niște oameni cinstiți și care înțeleg că lucrurile se pot schimba numai din dragoste față de țară. Pe ești vechi care sunt hoți și care au furat, noi nu putem să-i schimbăm. Noi putem pe urmă, cu altă echipă, cu altă guvernare, cu alte servicii speciale, da? Să-i depistăm, să le confiscăm toate averile de la Miami, de la unde ascunde ei banii ăștia, banii să-i aducem în țară și pentru dânsul să construim o pușcărie modernă, o pușcărie frumoasă, o pușcărie cu toate condițiile. Uitați-vă cum stă Breivik în pușcărie. Domnule, înțelegeți? Pascaru. Asta se poate de încercat. Dar acum noi trăim într-o parodie și în Parlament trebuie de făcut o oglindă mare și el trebuie să treacă deputatul. Nu toți deputații. Sunt deputați cinstiți. Eu personal câți cunosc. Dar el trebuie să treacă lângă oglindă și să vadă fața lui adevărată. Eu nu vreau să numesc cine să treacă pe oglindă așa. Domnule Dar Pascaru. E rău ce se întâmplă în țara asta. Și sunt blestemați de oameni simpli, de pensionari, de oameni care sunt bolnavi, de oameni care stau acum pe spitale. Și asta este tragedia lor. Cât suferă, dar ei nu pot să aducă niște tratamente pentru cancer. Câți domnule familii Pascaru, pierd... Domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Tema nici pe departe nu a fost abordată multiaspectual. Vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a duce la bun sfârșit această discuție. Stimați telespectatori, pe această notă suntem obligați să punem punct ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de Accent TV și numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă.